Statul vine în ajutorul celor care au o sursă foarte mică de venit, plătindu-le un ajutor social lunar calculat în funcție de membru de familie și venitul minim lunar. Pentru acești bani, persoanele beneficiare trebuie să presteze lunar între 32 și 80 de ore de muncă în folosul comunității. Alături de muncitori de la Spații Verzi pentru efectuarea curățenii municipiului Giurgiu, participă și persoanele care beneficiază de ajutor social. Și aici mă refer la un număr de 72 de persoane care sunt planificate zilnic pentru efectuarea curățenii în anumite cartiere. Munca în folosul comunității pe care trebuie să o presteze beneficiarii ajutorului social constă în curățenia grădinilor publice, precum și a altor sectoare din cartierele giurgiuvene. În fiecare lună, numărul beneficiarilor poate crește sau tot la fel poate și scădea, în funcție de interesul persoanei care vrea acești bani. Persoanele care beneficiază de ajutorul social și nu se prezintă la sediul societății pentru a fi planificate pentru a face curățenie în municipiul Giurgiu, nu vor mai primi ajutor social. Ajutorul social poate porni de la 125 de lei, iar în funcție de veniturile familiei sau al numărului membrilor, ajutorul se poate dubla. În Giurgiu lunar, numărul celor care prestează muncă în folosul comunității depășește 50.